Dragii mei, continui să adun pentru aceia care n-au putut fi în persoană aici în adunarea noastră la săptămâna aceasta de rugăciuni și pentru că nu a fost program în fiecare seară, am adunat din fiecare dintre lecturile care au fost rezervate pentru săptămâna aceasta, am adunat câteva gânduri cu care vine înaintea Domnului și a noastră. Pentru ocazia aceasta, creșterea ca ucenic. Este un articol sau o lectură de Joseph Kidder, un profesor de teologie pastorală și ucenicie de la Andrews University. Creșterea în ucenicie. Totul începe cu o invitație a Domnului, veniți la mine, Urmează o întâlnire cu Domnul. Urmează un fel de relație cu Domnul și merge mai departe până acolo, în stadiul acesta de plinătate a prezenței Lui cu noi și sfârșește prin identificarea noastră cu El. Astfel că întâlnim în Sfânta Scriptură, una dintre cele mai frecvente promisiuni, sau poate cea mai frecventă promisiune pe care o dă Sfânta Scriptură și, de fapt, ea este la temelia și la baza oricăror altor făgăduinți, este cuprinsă în cuvintele acestea. Eu sunt cu tine. Nu te teme, nu te teme, eu sunt cu tine. Orice altă făgăduință are valoare din cauza aceasta a prezenției lui, altfel Moise i-a spus nu, țara promisă nu are nicio valoare pentru mine fără prezența ta, dacă nu mergi tu cu noi. Astfel că uh, uh, următorul, următoarea etapă despre care vorbim noi sau uh, mergerea spre desăvârșire ca ucenic este legată de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. În religiile păgâne, zeii erau legați de Templu și, poate, și în cea creștină. Lucrul acesta s-a transferat în mod nefericit și legăm prezența lui Dumnezeu de biserică. El este prezent acolo. Chemarea noastră, însă creșterea noastră ca ucenici, prevede prezența lui Dumnezeu care ne însoțește pretutindeni în mersul nostru și în viață. Umblarea cu Dumnezeu se numește cea care descrie. Viața lui Enoch. Domnul nu este legat de un anume loc sau de un anume timp. Azi e ziua Domnului. Uh, trebuie să fim diferiți, deosebiți. Uh, nu există un timp care nu este al Domnului. Nu există un timp în care intrăm, suntem cu Domnul și apoi ieșim din timpul acela. Nu. Prezența Lui este cu noi necurmată. E adevărat că așa începem drumul. Călătoriei noastre cu Domnul. În felul acesta începem cu o invitație, cu o întâlnire, cu o relație, cu o zi din șapte, cu câteva ore din acea zi pentru Dumnezeu, dar suntem chemați să mergem mai departe și anume ca Domnul să fie cu noi în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment, pentru totdeauna și ființa noastră. În umblarea ei cu Dumnezeu, transformată în asemănarea Lui. Acesta este drumul ucenicului. Drumul acesta este marcat de un semn de extremă importanță, și anume, în Matei 28, cu versetul 20, Mântuitorul dă cea mai. Înaltă dintre toate făgăduințele, și cea care condiționează și care asigură împlinirea sau izbândea sau succesul oricăruia dintre celelalte. Matei 28:20. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Nu doar într-o zi, nu doar în anumite ore din ziua aceea, ci eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Făgăduința aceasta vine din vechime. Cartea profetului Isaia vorbea despre via Domnului aud în fiecare clipă. În fiecare clipă. Nu ocazional, nu într-un anume sezon, o ud în fiecare clipă. Aceasta înseamnă, așa se traduce, prezența lui Dumnezeu cu noi. Noi trebuie să avem o imagine clară asupra Destinației spre care mergem ca ucenici ai Domnului. Nu trebuie să ne mulțumim niciodată cu istoria zilei de ieri, nici cu speranța zilei de mâine, ci trebuie să căutăm în Domnul astăzi, chiar acum, zice Domnul, împlinirea planului Lui pentru mine ca ucenic astăzi, chiar în clipa aceasta când înregistrez aceste cuvinte. Împlinirea planului cu mine. Aceasta e ceea ce trebuie să mă rog, și ceea ce trebuie să caut eu astăzi. Pentru că ucenicia noastră nu este un eveniment, ci este o călătorie care, de fapt, nu va sfârși niciodată. Ucenicia noastră în școala Domnului nu se va sfârși cu ocazia trecerii frontierei, frontierei timpului. În ceea ce numim viață veșnică, referitoare la timp, vreau să spun, pentru că, referitor la natură, Mântuitorul spune că viața veșnică este cunoașterea Lui. Niciodată nu se va putea spune că am cunoscut destul, că am cunoscut tot, că niciodată. Deci, ucenicia noastră rămâne deschisă. Ea este permanenta prezență a Domnului nostru în viața noastră, în mintea noastră, în hotărârile noastre. Îmi aduc aminte cu mare plăcere de interviul pe care l-am avut la ambasada americană înainte de a emigra în Statele Unite. Am fost întrebat de domnul consul, ai terminat teologia? Și dacă m-aș fi gândit doar la, pe linie scolastică, ar fi trebuit să-i spun sunt aproape sau sunt în curs de a termina sau încă nu am terminat. Dar nu m-am gândit pe linia aceasta scolastică, ci m-am gândit la natura teologiei, a științei despre Dumnezeu, a umblării cu Dumnezeu, la natura vie a acestei înalte, înalte chemări. Și am răspuns sub domnului consul la întrebarea dumnealui, ai terminat teologia? În loc să-i spun că voi gradua la primăvară sau voi termina la primăvară, am vorbit despre a termina teologia. Ideea aceasta. Aceasta am discutat cu Dumnezeu și l-am întrebat. Dumneavoastră cunoașteți pe cineva în tot acest univers care a terminat teologia? E cineva care a terminat? Noi zicem, am terminat chimia, am terminat medicina, am terminat fizica, am terminat matematică, astronomia, astrofizică și așa, așa mai departe, genetică și biologie și... Am terminat. A terminat? A terminat cineva? Nu. Vă sigur că nu. Sunt convins că zâmbiți acolo. Nici, nici poveste să fi terminat cineva ceva. Și dacă lucrul acesta e adevărat cu privire la științele acestea prin care funcționează astăzi societatea umană și ființa noastră, dacă lucrul acesta e adevărat, cu cât mai adevărat este el la cunoașterea noastră de Dumnezeu, la știința aceasta, cea numită știința Sfinților, cunoașterea lui Dumnezeu. Astfel că niciodată nu trebuie să privim ucenicia noastră ca un eveniment, ci el este viața vieții noastre, este umblarea noastră cu Dumnezeu. Este bucuria supremă, așa cum o să întâlnim pe parcurs în alte lecturi. Este felul nostru de a trăi ucenici ai Domnului. Și prezența lui Dumnezeu cu noi, promisă de mântuitorul sunt cu voi în toate zilele. Ne face să înțelegem că nu există excepție în timp sau în loc sau în împrejurare în care noi suntem lipsiți sau independenți sau indiferenți de prezența lui Dumnezeu. Nu, nu cum spunea Petre Țuțea, zice, mă, mă mișc în atmosfera aceasta. Ne mișcăm în Domnul. Pavel Apostolul, de altfel, când a vorbit pe înălțimile lui Marte, a spus că în el avem viața, în Dumnezeu, ființa și mișcarea în el. Ne mișcăm în el. Deci mergem la piață, mergem la lucru, mergem în diverse părți, în diverse lucruri pe care le avem, avem grijă de un copil, suntem în spital, suntem pe podium undeva, locul 1 la Olimpice, sau indiferent unde suntem pe pământul acesta, prezența lui Dumnezeu este cu noi. Nu există un astfel de loc. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ați observat că a fost luată ilustrația aceasta a ucenicului și a maestrului în atelier. Vreau să spun că este probabil la fel de săracă să nu zic nenorocită ca și ilustrația tribunalului cu Dumnezeu, tatăl judecătorul. Isus, avocatul și așa mai departe, satana procurorul și noi inculpatul. Este un exemplu catastrofal acesta. El distruge esența Evangheliei dacă ar fi urmat, dar bă, sigur că Duhul lui Dumnezeu ne-a deschis sufletele și ne-a ajutat să înțelegem că nu stau așa lucrurile. Fiindcă în boxa acuzaților nu sunt eu și tu, ci în boxa acuzaților este El care a luat locul nostru. Iubiții mei, nu eram aici altfel dacă dar el a luat locul nostru acolo și vă rog să învățăm. La fel de, de sărmană este și această ilustrație a atelierului cu meșterul la care noi suntem ucenici. Ilustrația aceasta nu poate niciodată să cuprindă adevărul uceniciei noastre înaintea Domnului nostru Isus Hristos. De ce? numărul 1. Pentru că într-un atelier de meserie, în care un ucenic deci vrea să învețe o meserie, într-un astfel de atelier, el vine, petrece un timp cu meșterul, învață ceva de la el și mai pleacă și apoi vine mâine. Deosebirea fundamentală între acest atelier ca parabolă și ucenicia noastră la Domnul Hristos este că noi nu învățăm vreo meserie de la Domnul Isus Hristos. Noi învățăm pe Hristos, Învățăm pe meșterul. Acolo e toată. Nu, nu intru mai mult în detaliu, mie și frică într-un fel, dar las lucrul acesta gândirii voastre. Noi nu învățăm o profesie, nu învățăm creștinism în atelierul lui Isus, noi îl învățăm pe Hristos. Voi nu ați învățat așa pe Hristos. Noi învățăm pe Hristos. Mă, mă rog lui Dumnezeu din suflet, Doamne, te rog. Descoperă tu ce înseamnă cuvântul acesta, că în atelierul tău și în ucenicia noastră la tine, noi învățăm pe Domnul Hristos. Descoperă tu sufletelor noastre cuvântul acesta. Iubiții mei, în vedere aceasta, în timp ce ucenicul e cu maestrul când și când, noi suntem în fiecare clipă, așa cum a spus el, eu o aud în fiecare clipă, noi suntem în fiecare clipă binecuvântați de prezența lui în viața și ființa noastră. Și lucrurile merg mai departe, și mai departe. În 1 Ioan 3 cu 2, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. De ce? Sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, nu avem termen de comparație pentru lucrul acesta. Neexistând termen de comparație, nu s-a arătat încă. Ce vom fi? Dar știm ce este cel mai important. Atunci când se va arăta el, vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este, către aici, timp de viața noastră. De altfel, Pavel Apostolul face aluzie directă la lucrul acesta, spunându-ne nou că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este deja. Spunându-ne el nou că nu într-o anume zi, ci acum, acum, noi suntem cetățeni ai cerului, cetățeni împreună cu sfinții. Acum, pe când noi vorbim. Și și mai profund, el ne spune că locuim în locurile cerești în Hristos Iisus, ceea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața și ființa noastră. Acesta este progresul ucenicului. Acesta este drumul pe care este chemat el să meargă înaintea lui Dumnezeu. Și pentru acest lucru să ne rugăm împreună. Tată binecuvântat, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să nu cădem pe cale să nu obosim niciodată pe drumul acesta al uceniciei frumoase la care ne-ai chemat. Și ajută-ne, Doamne, ca în ucenicia noastră să învățăm pe Domnul Isus Hristos, așa cum este El. Singurul Dumnezeu adevărat și Hristos pe care l-ai trimis Tu, aceste lucruri în viața noastră veșnică, în făgăduința Ta și în realitatea ei de fiecare zi. Amin.